Dar cred că ne plimbăm un pic până în cealaltă parte a studioului, la Bogdan. Da, până să degustăm chestof în fleuri a la Chef Salvo, la mulți ani de Ziua Internațională a Șefului, cu stea Michelin în frunte. Eu vă prezint cele mai importante știri ale zilei. Începem cu o știre politică foarte importantă. Premierul desemnat, Dacian Cioloș, va prezenta astăzi în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Pentru a fi confirmat, are nevoie de 234 de voturi. Dar șansele să obțină numărul necesar sunt foarte mici. Vă mai reamintesc faptul că ieri miniștrii propuși de Dacian Cioloș au fost respinși în comisiile din Parlament, unul câte unul, doar unul a primit aviz pozitiv și se spune că l-ar fi primit din greșeală. Până acum, doar un premier desemnat a mai fost respins prin vot în Parlament. Este vorba despre Lucian Croitoru în noiembrie 2009. Mergem mai departe. O propunere legislativă usturătoare a fost adoptată tacit de Senat și prevede amenzi uriașe pentru șoferii care parchează pe trotuar fără a lăsa un metru liber pentru circulația pietonilor. Mai exact, șoferii care parchează astfel vor primi 6 puncte de amendă. În traducere liberă, 870 de lei. Ca această propunere legislativă să intre în vigoare, ea trebuie adoptată de Camera Deputaților, apoi promulgată de președinte și apoi publicată în Monitorul Oficial. Vă atrag atenția asupra unei alte probleme serioase. Unii contribuabili s-au trezit zilele trecute cu e-mail-uri false în numele ANAF. E-mail-uri care aveau și câteva fișiere atașate. Acestea erau trimise de la adresa info@anaf.ro. Instituția atrage atenția că acele e-mail-uri nu ar trebui deschise, suspectând un virus recent care face ravagii pe internet. Ravagii vor face și autoritățile. Toți cei care încearcă să obțină adeverințe de vaccinare sau certificate verzi false riscă să le fie deschis dosar penal. Și cu mai multe informații pe acest subiect ne ajută chiar acum Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române. Bună dimineața, ne auziți? Da, bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. În ultima perioadă a crescut numărul celor care falsifică sau folosesc certificate false. Înțelegem că așa s-ar întâmpla. Da, într-adevăr, în ultima perioadă mai multe persoane apelează la obținerea unor certificate false, însă ceea ce trebuie să știe aceste persoane este faptul că riscă dosare penale și chiar asta s-a și întâmplat, având în vedere faptul că la acest moment, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, avem în instrumentare aproximativ 362 de dosare penale în care sunt cercetate peste 800 de persoane. Așadar, atragem atenția persoanelor să nu mai apeleze la astfel de metode, pentru că oricum sunt descoperite, sunt cercetate și riscă dosare penale, iar în urma acestor dosare penale pot ajunge chiar să fie persoanele încarcerate, condamnate la pedeapsa cu închisoarea. Tot în ultima perioadă a apărut și o nouă metodă de înșelăciune. Anumite persoane inițiază conversații pe rețele de socializare, inițiază conversații pe acele aplicații de comunicații, promit că vând certificate, bineînțeles certificate false, persoanele sunt păcălite să trimită banii celor care se ocupă cu așa ceva, după care acele conversații sunt blocate. Și bineînțeles, persoanele care sunt înșelate în acest mod nici nu vin să reclame aceste aspecte la poliție, având în vedere faptul că ele știau deja că apelează la obținerea unor certificate false. Recomandarea Poliției Române este ca toate persoanele care doresc să se vaccineze, să se vaccineze și să obțină aceste certificate verzi conform legislației în vigoare, să nu mai apeleze la certificate false de vaccinare sau la adeverințe de vaccinare, întrucât toate aceste aspecte sunt în atenția Poliției Române, sunt în atenția tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu și pot aduce aici câteva exemple, chiar ultimul caz instrumentat la nivelul Poliției Prahova, acolo unde au fost eliberate mai multe certificate false de vaccinare, certificate care atestau că persoanele s-au vaccinat anti-COVID-19, bineînțeles acele certificate erau false, au fost efectuate percheziții și au fost luate și măsuri, respectiv reținerea persoanelor în cauză și ulterior plasarea acestora sub controlul judiciar. Domnule Drăgan, spuneți-ne ce riscă mai exact persoanele care falsifică certificatele verzi și în egală măsură ce riscă cei care le folosesc pentru acces în diverse locații. Da, într-adevăr, aici vorbim în ambele situații de dosare penale, în urma acestor dosare penale în care polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea procurorilor de caz. Acele dosare penale ajung în instanță, iar persoanele, cum am precizat și mai devreme, pot ajunge chiar să fie condamnate, pot ajunge să ia pedepse cu închisoarea, cu executare.
Așadar, trebuie să se gândească aceste persoane care au în minte să apeleze la astfel de metode, în primul rând la faptul că își riscă sănătatea, își riscă sănătatea lor, a familiei lor, pentru că nevaccinându-se și obținând aceste certificate false și intrând în anumite locații, se pot îmbolnăvi sau pot transmite virusul mai departe, atât celor apropiați, familiei, celor dragi lor, dar trebuie să se gândească și la faptul că pot și vor răspunde din punct de vedere penal pentru infracțiunea de fals și uz de fals. Cine stabilește pedeapsa pe care o vor primi cei care falsifică sau folosesc aceste certificate false? Aceste pedepse sunt stabilite de către judecătorul de drepturi și libertăți atunci când dosarul penal, care în primă fază este întocmit la nivelul Poliției Române și se efectuează cercetări în cadrul acestor dosare de către polițiști și de către procurori. Ulterior, aceste dosare penale ajung în instanță și acolo un judecător de drepturi și libertăți stabilește care este pedeapsa pe care persoana respectivă o primește în urma probatorului administrat în fiecare caz în parte. Domnule purtător de cuvânt, puteți să ne spuneți câte persoane sunt cercetate în acest moment? Da, în acest moment sunt cercetate aproximativ 850 de persoane pentru că au folosit astfel de certificate false de vaccinare. Doresc să atrag atenția pe această cale că Poliția Română este atentă la toate aceste aspecte. Desfășurăm permanent activități atât de prevenire cât și de combatere a răspândirii pandemiei de COVID-19. În afară de activitățile curente, cele de menținere, cele de asigurare a securității cetățeanului, desfășurăm și astfel de activități în ceea ce privește combaterea pandemiei. Chiar în ultimele 24 de ore, colegii mei au făcut mai multe verificări și controle, în urma cărora au aplicat și peste 2400 de sancțiuni contravenționale, au fost întocmite și 4 dosare pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Așadar, toate aceste aspecte sunt în atenția noastră a Poliției Române, dar și în atenția celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru că ne dorim ca toți să trecem cu bine peste această perioadă. Și dacă îmi permiteți aici o paralelă, ieri la nivel național nu au fost înregistrate persoane decedate în accidente rutiere, au fost 0 persoane decedate în accidente rutiere, drept pentru care mulțumim tuturor celor care au ales să respecte legislația în vigoare și ne-am dorit ca aceste lucruri, această respectare a legislației în vigoare să se aplice și în ceea ce privește pandemia, fiecare persoană să se protejeze, să păstreze distanțarea, să poarte masca de protecție și să respecte toate celelalte norme sanitare prevăzute în legislația în vigoare în acest moment pentru a putea trece cu bine peste această pandemie. Mulțumim mult, Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al Poliției Române.